Bună seara! Bună! Bună seara! Bine ați venit în noua locație la Sestri Cafe. E mai Sestri decât altă dată acum. Mai mult, mai elegant. Și am avut onoarea să fac prima expoziție după renovarea aceasta minunată. Bine, dacă... care bănuiesc că a costat și destul de mult. Acum cu tablourile pe perete o să coste și mai mult, treaba lui Mihai. Sunt în postura de a fi organizator și în același timp mi-am tras focul sub turta mea și sunt și expozant. Ce pot să spun despre mine? Habar n-am. Știi toată lumea. Așa că îl rog pe Emil să completeze. Să-ți spună ce mai rămas. Îți dau și pun și microfoanele. Deci înțeleg din intervenția lui Petrică că el are o contribuție importantă și la reamenajarea spațiului ăsta, care nu e o locație nouă. E o locație veche, înnoită, da. Foarte frumos. Da, au trecut pe la Coafor. Foarte frumos. Nu, mă refer la Sestri Galerii, de când e Sestri Galerii, nu Coafor și ce mai fost aici. Nu. Ca și la Coafor. S-au mai cosmetizat puțin. Ai făcut o mai metaforă, da. Bun, înțeles. Dacă spațiul e nou, trebuia să fie și expoziția nouă. Nu? Oricum. Păi și nu. Și acum n-am stat să măsor proporțiile, dacă în aceeași proporție în care spațiul e nou, e nouă și expoziția. 60%. Ok. Ceea ce constat e că Petrică și ați văzut cu toți aici, își păstrează o manieră. A avut un feedback foarte bun pentru acest tip de imaginar cu bufnița, cu fluturii, cu frunzele, cu toată natura asta pe care e imaginară. Dominant decorativ. Corect. Dar pe Petrică, și asta poate vă aduceți aminte, s-a simțit într-o expoziție pe care a avut-o la galerie, la Vorel, picturalul îl lucra pe dedesubt. Deci artistul se poate manifesta în fel de fel de limbaje. Și el a văzut că publicul prizează la acest tip de limbaj. Asta era cererea. A venit cu oferta, de asta vorbesc de proporție acum. Dar artistul ascuns. Totdeauna artistul e ca o păpușă din aia, o matrioșcă. E un artist înăuntru altui artist, înăuntru căruia este un alt artist. Numai trei atât, nu așa de mulți. Am vorbit despre trei. Deci artistul ăla ascuns în el îi cerea pictură în sensul consacrat al termenului. Și atunci avem o proporție aici. Nu știu de ce ai ascuns și în partea aia. De ceea ce se cheamă pictură, adică ulei pe pânză. Poate că e acril. Dar... Nu, dar mi-era frică de pic să nu-l vadă. Dar e pictură. Aici, ăsta e cel mai bun exemplu și cel mai frumos. Corect. După mine. Și după mine. Sunt de acord. Nu știu ce spune domnul Neamț. Și vedeți diferența. Tot aia spune și eu. Vedeți diferența. Până la urmă, sigur că avem de-a face cu un artist, încercăm să-l citim. El încearcă să ne pună capcane. Nu spun să ne păcălească, dar să ne pună capcane, pentru că ceea ce îl frământă pe el și ceea ce îl împinge într-o direcție sau alta, într-un limbaj sau altul, el transferă privitorului. La uneori poți să mă citești de la dreapta. Și atunci, asta vreau să spun, cum pot să te citesc? Și o să vă spun cum. Astăzi dimineață veniți spre servici, așa, la o distanță de 10-15 metri, venea o doamnă. Cred că era înalt cât Cornel Miftode. El e talon. Am văzut că e blondă.
Am văzut două gambe frumoase de la genunchi în jos, dar în rest nu vedeam decât un palton. Și ideea care e? Că îi vis pe doamne la o cafea, un spațiu încălzit ca ăsta, și dacă scoate paltonul, descoperi ce are mai departe. Așa e și cu pictura asta. Între între pictura aia și asta, când încerc să le citesc, dacă mi le pui la oaltă, pot să armonizez cromatica, să văd că de acolo regăsesc ceva aici sau invers. Dar în ce privește construcția, compoziția, deja sunt în altă zonă acolo și în altă zonă aici. Acolo e multă spontaneitate. Ei, și asta e diferența. Da, cu spontaneitatea se trăiește greu. La experiența pe care o ai cu fluturi, cu bufnețele, luate câte două, câte trei, e acolo. Da, chiar câte cinci. Da, e undeva o mușină întreg. Asta este unicat. Este, corect. Ăsta sau ăla sau cel de alături. Așa, da. Trei deci asta este felul în care citim o expoziție de tipul ăsta, care are cel puțin două capitole. Dar nu sunt puse separat, ci sunt paginile amestecate. Dar până una alta, e o demonstrație. Adevărul, dacă din 30 de tablouri sunt 3 bune, este un câștig. Bune sunt toate. Deci nu despre asta. N-am ajuns acolo. N-am ajuns care acolo. E bun și care nu e bun. Deci până să vezi dacă e bun sau nu e bun, trebuie să încerci să le înțelegi. După aceea, apropo de ce spune el, un tablou e bun nu așa că mă uit la el și îmi place, și e bun dacă și reușesc să-l înțeleg și dacă după ce am plecat, în spatele, am nevoie de el și mă întorc. Da, dacă te strigă. Nu e frumos ceea ce e frumos, atunci, e frumos ceea ce ne place. Nu, de gustibus disputandum. Câteodată. De gustibus disputandum. Câteodată. Cum câteodată? Câteodată poți avea nevoie de un tablou sau de o carte care nu-ți place. Da, și am să-ți dau un exemplu. Am să-ți dau un exemplu. Multora nu le place Bacovia. Ok. Nici mie nu-mi place. Dacă le iau strict estetic. Dar vreau să spun că de câte ori eu am o problemă, mă duc și citesc Bacovia. Chiar dacă e neplăcut. Domnul pe ideea cui pe cui să scoate. Îi ofer o vestă galbenă. Da? Pentru că el este omul care a penetrat în lumea artistică, în lumea artiștilor, în lumea celor care nu vor să schimbe nimic și da, vor să impună ceva. Am probleme cu bordurile, nu pot ridica. Bordurile, nu pot ridica. Da, asta e frumos. Am văzut, da, ai cumpărat-o la Paris? Online. Deci am văzut, apropo de... Hai, să continuăm să discuția legăm, despre artă și schimbare. Despre artă și schimbare. Am văzut cele 25 de puncte cerințe ale festelor galbene din Paris. Nu politică. Nu, el s-a referit la schimbare în sensul eu. Adică eu tot schimbându-mă. Dacă nu mă lăsați sau, sau dacă nu mă schimb, măcar mă spus el, da, mai schimbă-te dracului. Și în alea 25 de puncte sunt vreo două deci, care bat și spre care artă. Și schimbă. Haideți să recunoaștem. Da, corect. Deci e de bine. Nu știu. Bun, deci facem cu asta, Petricu? Îmbrăcăm un tablou cu ea? Da, scăpă-te urmă și asta. Da. Nu, dar asta e bună, când te îmbeți, trebuie strada mai ușor, știi? Da, e o culoare pe care nu o găsesc la tine. Ba da, mai e. Galbenul ăsta? Uite, că nu e. Nu, aici? Nu e nici. Bun. Deci eu... o provocare. Domnul Pit, mai aveți pelicule, sper, nu? Pe care ne-o terminăm imediat, pe care ne-o propune Petrică în spațiul ăsta nou, renovat. El a spus că și-a adus aminte de prima expoziție făcută aici
Dar cred că asta nu e ultima. Și arăt așa pentru, rău. Pentru că... presupun că următoarea, deoarece presupun că următoarea expoziție va fi o expoziție de, mai ales, de picturi. În februarie. În februarie. Promis. Deci aici sau la... personală. Personală la Lascar Vole. Deci da. Sunteți invitați în februarie la personala pentru diaconul la Lascar Vole. Vă spun sărbători fericite și seară plăcută.